este mai măreț decât să fii al Domnului. Ne îndreptăm atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu și aduceți-vă aminte ce a făcut Domnul Iisus Hristos. El i-a strâns pe ucenici, a stat cu ei de vorbă, i-a îmbărbătat și într-una din ultimele discuții pe care le-au avut într-un cadru intim, le spune ce urma să se întâmple și spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 7, în felul următor. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Amin. Ocupați locurile. Aș vrea în această după-amiază să vorbesc despre Duhul Sfânt, mai ales că avem proaspătă în minte această măreață sărbătoare și ceea ce s-a întâmplat. Și mai mult, noi suntem beneficiari ai Duhului Său cel Sfânt, datorită a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, adică a jertfei sale de pe Golgota, slăvit să fie numele Lui. Amin. De ce s-a jertfit Hristos? Și unul dintre răspunsuri este pentru a putea trimite Duhul Sfânt celor credincioși. Și asta a încercat să le spună Domnul Iisus Hristos ucenicilor. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, spune Domnul Iisus. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, spune Domnul Iisus Hristos în continuare, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Amin. Amin. Dacă privim cu atenție în Sfânta Scriptură, vom vedea că jertfa Mântuitorului a fost necesară pentru ca Duhul Sfânt să poată fi trimis credincioșilor. Și așa cum spuneam, suntem beneficiari ai Duhului Sfânt și prezența permanentă a Dumnezeirii în viața noastră datorită a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, slavă Lui. În Evanghelia lui Ioan, dacă veți citi, veți vedea că există o temă a trimiterii. Vedem că Ioan Botezătorul este acela care este trimis de Dumnezeu. În Ioan 1, capitolul 1, versetul 6, versetul 33, capitolul 3, cu versetul 28. În mai mult, în Ioan, mi se spune că Fiul este trimis în lume în vederea mântuirii ei. Hristos este trimis de Dumnezeu pentru a transmite mesajul Tatălui. Iisus a fost acela care a fost trimis ca să împlinească lucrarea Tatălui și să facă voia Lui. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Mai mult, cunoașterea lui Dumnezeu este posibilă prin faptul că a fost trimis Fiul de la Dumnezeu. Și mai mult, ceea ce spuneam, Duhul Sfânt va fi trimis. Un lucru interesant este că ucenicii sunt trimiși de Domnul atunci când este cert faptul că ei vor beneficia de prezența Duhului Sfânt în misiunea lor de vestire a Evangheliei în lume. Și spune cuvântul, Iisus le-a zis, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Capitolul 20, versetul 21 și 22. Acest eveniment are loc după învierea Domnului și este preilustrare a ceea ce s-a întâmplat la Rusalia, coborârii Duhului Sfânt. Și propovăduirea Bisericii, vestirea Bisericii, misiunea Bisericii poate începe doar după ce Duhul Sfânt este trimis. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului. Amin. Amin. Sunt cuvintele pe care le spune Scriptura în Fapte, capitolul 1, cu versetul 8. Și aș vrea în continuare să privim la câteva aspecte cu privire la trimiterea Duhului Sfânt celor credincioși.
Și primul lucru pe care vreau să-l vedem este condițiile în care Duhul Sfânt este trimis celor credincioși. Și Scriptura ne prezintă două condiții prin împlinirea cărora se face posibilă trimiterea Duhului Sfânt. Și prima condiție este jertfa Domnului Iisus Hristos. Jertfa și învierea Domnului Iisus Hristos. Și le-a zis, așa este scris. Și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Făgăduința Tatălui se referă la Duhul Sfânt care trebuia să fie trimis. Și ceea ce ne spune și prorocul Isaia în capitolul 44, versetele 3 și 4 și cuvintele prorocului Ioel din capitolul 2, versetul 28 și 29. Apoi, o a doua condiție pentru ca Duhul Sfânt să fie trimis celor credincioși este înălțarea Domnului Iisus Hristos. Priviți, vă rog frumos, ce spune aici Domnul Iisus în textul pe care l-am citit, Ioan 16, versetele 5 la 7. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Amin. Amin. Și noi suntem beneficiari ai Duhului Sfânt prin ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Există însă un verset care conține într-un singur cuvânt ambele condiții care trebuie să se împlinească pentru ca Duhul Sfânt să fie trimis. Și priviți, vă rog, la Ioan 7:39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Și aici, termenul de proslăvit indică spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ceea ce vrea să ne spună Scriptura este că termenul explicat prin metafora morții bobului de grâu, este o metaforă care desemnează moartea Mântuitorului nostru și ceea ce spune Scriptura. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. În același timp, termenul care este folosit aici ne indică și învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea, spune Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 17, versetele 4 și 5. Totuși, întrebarea mea este, de ce a fost necesară înfăptuirea acestor condiții? Oare nu putea Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt fără ca aceste condiții să fie împlinite? Și știți care este răspunsul la această întrebare? Categoric, nu. Categoric, nu. Duhul Sfânt nu poate fi primit decât de acele persoane care sunt credincioase, care au primit iertarea păcatelor prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu poate locui într-un templu care nu este sfințit de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și lucrul acesta prin sângele Mântuitorului credinciosul este templul Duhului Sfânt. Slăvit să fie numele Lui. Amin. De aceea condițiile trebuiau îndeplinite. Pentru că Duhul nu poate să stea într-un loc unde este păcat, unde este mizerie, unde este scârboșenie, ceea ce nu este potrivit feței lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Sfânt. Și în fața Sfințeniei lui Dumnezeu și în fața unui Dumnezeu Sfânt, nu poate sta murdărie și nu poate sta păcat. De aceea răspunsul este nu. Și Duhul Sfânt poate să vină doar în acele persoane și poate să ne umple și să locuiască noi atunci când noi suntem acel templu care ne-am curățit. De aceea, noi să ne sfințim în fiecare zi și suntem copiii Lui și Duhul lui Dumnezeu este noi pentru că templul
trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Priviți-vă rog frumos ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Amin. Apoi, mai era necesar ca Mântuitorul înviat să se înalțe la cer pentru ca mijlocitorul, el să devină mijlocitorul credincioșilor înaintea Tatălui. Adică, ce spune Scriptura în versetele 5 la 7. Acum mă duc la cel ce l-am trimis. Și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, spune Domnul Iisus. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Iisus Hristos cel neprihănit. Și în felul acesta, El trebuia să arate Tatălui că ei credincioșii pot primi Duhul Sfânt pentru că au crezut în jertfa și învierea Fiului. Slăvit să fie numele Lui pentru aceasta. Așadar, de ce a murit Hristos? De ce s-a jertfit Hristos? Pentru a putea să ne trimită Duhul Sfânt. Și în acest context am văzut primul lucru și în al doilea rând, aș vrea să privim și să vedem imaginile care sunt în Scriptură referitoare la trimiterea Duhului. Mântuitorul ne prezintă mai multe imagini în Scriptură care să ne determine să înțelegem mai bine lucrarea Duhului Sfânt. Și priviți, vă rog, la imaginea bunătății divine, care este asociată cu primirea Duhului Sfânt. Luca, capitolul 11, cu versetul 13. Deci voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Bunătatea lui Dumnezeu nu este exprimată neapărat prin binecuvântări de ordin material. Ci oamenii pot primi astfel de binecuvântări și le pot înțelege ca venind din partea oamenilor. Dar știți ce este un lucru extraordinar? Că Dumnezeu este acela care oferă ceea ce niciun om nu poate oferi și nu poate da. Și știți ce ne oferă Dumnezeu? Prezența sa binecuvântată prin locuirea Duhului Sfânt în viața credinciosului slăvit să fie numele Lui. Amin. Și aceasta este o imagine pe care Domnul Iisus Hristos o prezintă. Imaginea bunătății divine. Aceea că prezența sa binecuvântată în noi este oferită prin locuirea Duhului Sfânt. Apoi o altă imagine este imaginea botezului. Botezul este folosit ca metafora a primirii Duhului Sfânt. Și pe paginile Sfintei Scripturi, priviți vă rog frumos ce spune Marcu 1:8. Eu da, v-am botezat cu apă, dar El, Iisus, v-a botezat cu Duhul Sfânt. Și Ioan Botezătorul spunea lucrul acesta. De ce se poate spune că botezul este metafora primirii Duhului Sfânt? Priviți, vă rog, în Noul Testament, botezul apare ca o metaforă a judecății divine. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, cât despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge greul în grânar, iar pleava o va arde ca într-un foc care nu se stinge. Luca, capitolul 3, versetele 6 și 17. Aici, botezul cu foc se referă la pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei necredincioși, care sunt ca pleava care va arde într-un foc care nu se stinge. De altfel, botezul mai apare și ca metaforă a suferințelor Domnului Iisus, culminând cu moartea Lui. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Această metaforă a botezului
care desemnează moartea, ne explică și Pavel într-un mod foarte bine în Romani, capitolul 6, versetele 3 și 4. Priviți, vă rog. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Și în Coloseni, capitolul 2, cu versetul 12, spune: fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea Lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Și apoi, în 1 Corinteni, capitolul 10, primele versete. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Priviți, vă rog, la ceea ce spune aici Apostolul Pavel. Trecerea poporului Israel prin Marea Roșie este comparată cu botezul. Este o imagine. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Și în acest context care ne este prezentat, botezul apare ca dedicare a poporului Israel față de Moise. Și astfel putem să concluzionăm că botezul poate fi o imagine care face referire la trimiterea Duhului Sfânt. Și această imagine sugerează copleșirea credinciosului de prezența Duhului Sfânt. El este cufundat în Duhul Sfânt, murind simbolic prin botez, după cum a murit și Hristos, și revenind la viață prin lucrarea Duhului Sfânt, după cum a înviat Hristos. Căci voi, zice Pavel, ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Amin. Amin. Credinciosul care primește Duhul Sfânt trăiește o viață nouă, o viață total dedicată Domnului. Și să ne ajute Domnul să facem lucrul acesta. Amin. Apoi, o altă imagine. Domnul Iisus vorbește despre Duhul Sfânt ca despre un vestitor al Evangheliei. Și avem o nouă imagine referitoare la Duhul Sfânt. Și priviți, vă rog frumos, ceea ce spune cuvântul Scripturii, Ioan, capitolul 15, versetul 26 și 27. Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început, spune Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spunea: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Acest aspect se observă cel mai bine în Luca, capitolul 24, unde Scriptura spune, versetele 47 la 49, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Duhul Sfânt este acela care este dat credincioșilor în vederea mărturiei, pe care ei trebuie să o depună despre Domnul Iisus Hristos. Asta face Duhul Sfânt, vestitor al Evangheliei. Și Duhul Sfânt, înțelegem că ne este dat ca noi să depunem o mărturie. Propovăduirea Evangheliei nu o putem face oricum. Mesajul pe care noi îl ducem celor de lângă noi, nu putem să-l facem oricum. Ci propovăduirea Evangheliei trebuie făcută sub călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că atunci când Domnul Iisus a vestit Evanghelia, a fost însoțit de Duhul Sfânt. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, spune Domnul Iisus. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Și un lucru interesant este că puterea de convingere a credinciosului când vestește Evanghelia stă oare în abilitatea pe care o are acesta?
nu stă în abilitatea pe care o are credinciosul și nu stă în abilitatea noastră pe care o avem de a spune altora, ci stă în faptul că noi mărturisim despre Domnul Iisus Hristos. Dar nu suntem singurii care mărturisim, pentru că Duhul Sfânt mărturisește împreună cu noi. Slăvit să fie El pentru aceasta. Apoi, mergând mai departe, observăm și descoperim imaginea de învățător a Duhului Sfânt. Spune în Luca 12, cu versetul 12, Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Sau, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan, capitolul 14, versetul 26. Ceea ce este interesant este că Duhul Sfânt preia locul de învățător al Domnului Iisus Hristos. Și învățătura nu este în sensul unei învățături noi pe care o primim, ci în sensul amintirii și înțelegerii învățăturii lui Hristos. Priviți, vă rog frumos, ce spune Pavel în 1 Corinteni 2, de la 9 la 16, referitor la aceasta. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 9. Însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Amin. Și ultima imagine este aceea, imaginea de a fi revelator. Adică imaginea aceea de a descoperi. Duhul Sfânt face descoperiri. Și nu face descoperiri cum au unii pretenția, ci sunt descoperirile făcute după cuvântul Scripturii. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la voi, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16 cu 13. După cum Fiul le-a descoperit ucenicilor mesajul Tatălui. Și spune Domnul Iisus, v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Și Duhul Sfânt este acela care va face descoperiri cu privire la lucrurile viitoare. Noi, ca și credincioși, trebuie să fim aceia care să avem încredere deplină în Dumnezeu. Pentru că El știe finalul tuturor lucrurilor. Și creștinul, și noi ca și creștini, suntem biruitori împreună cu Hristos, iar acest lucru îl putem vedea deosebit de clar în Scriptura care este inspirată de Duhul Sfânt. Scriptura care a fost inspirată de Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Amin. Acum, dar, dacă avem o privire de ansamblu în ceea ce privește trimiterea Duhului Sfânt, aș vrea ca, în final, să ne uităm și să vedem la beneficiile trimiterii Duhului Sfânt în viața credinciosului. Și cel mai mare beneficiu, probabil că este acela că Duhul Sfânt este prezent în viața credinciosului pentru o zi, pentru două, pentru trei,
pentru totdeauna. Priviți, vă rog frumos, cuvântul Scripturii în Ioan 14:16. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață. Fiul face aceeași promisiune cu privire la sine. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Mântuitorul face o promisiune asemănătoare cu privire la Tatăl. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Așadar, noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și credincioși născuți din nou, beneficiem de prezența Sfintei Treimi în viața noastră. Adică noi, ca și credincioși, intrăm într-o relație reală cu Dumnezeu și o simțim și o trăim prin credință. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră nu este doar una de acompaniere, adică Duhul Sfânt este undeva lângă noi, ci este una de conlocuire, de ființare. Adică Duhul Sfânt rămâne cu voi și va fi în voi. Sunt cuvintele Scripturii și ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Duhul Sfânt rămâne cu noi și va fi în noi. Amin. Amin. Și prezența Duhului Sfânt în viața credinciosului se poate vedea în câteva moduri. Mai întâi prin înțelegerea și însușirea adevărurilor Scripturii. Este ceea ce spune Sfânta Carte. Priviți, vă rog frumos, ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9 și 10, referitor la acest lucru. Dar, după cum este scris, lucrul pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Prin cercetarea și înțelegerea și însușirea adevărurilor Scripturii. Apoi, prezența Duhului Sfânt în viața noastră, a credincioșilor, se poate vedea prin manifestarea roadelor specifice Duhului Sfânt în viața noastră. Nu? Amintiți-vă care sunt roadele. Ce spune Pavel Galatenilor 5, de la 22 înainte. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Iisus Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Amin. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi un alt mod prin care prezența Duhului Sfânt se poate vedea este prin darurile Duhului Sfânt. Și Scriptura este clară, sunt felurite daruri. Dar este același Duh. Slavă Lui pentru aceasta. Și apoi, cum putem să mai vedem prezența Duhului Sfânt în viața credincioșilor? Prin propovăduirea Evangheliei. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune. Căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Relatările pe care Scriptura ne face și relatările evangheliștilor ne conduc la concluzia că Duhul Sfânt a fost trimis clar, în mod prioritar, pentru propovăduirea Evangheliei Domnului Hristos. Și noi, ca și credincioși, suntem chemați și avem responsabilitatea să vestim această Evanghelie mărturisindu-L pe Domnul. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile Pământului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Duhul Sfânt este acela care ne conștientizează de această responsabilitate. Duhul Sfânt este acela care ne însoțește în măreața misiune a vestirii pe care o avem și care este singura lucrare făcută de credincioși care are efecte veșnice. Efectul pe care îl are
Îi are în vedere pe noi, ne are în vedere pe noi ca și credincioși și pe cei ce cred în propovăduirea și în mesajul pe care noi îl ducem. Și în felul acesta devenim moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu și avem garanția moștenirii este Duhul Sfânt. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arbună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Amin. Toată slava și toată gloria i se cuvin Domnului nostru minunat, Domnului nostru măreț, Domnului nostru scump, pentru măreața lucrare ai cărei beneficiari suntem și noi. Prin jertfa de la Golgota suntem beneficiarii care am primit Duhul Sfânt, acel Duhul Sfânt, acel Duh Sfânt care ne umple, acel Duh Sfânt care este cu noi, este în noi, ne călăuzește. Slăvit să fie numele Lui pentru aceasta. Și Dumnezeu să ne facă și să ne lumineze referitor la acest lucru, să fim aceia care să nu întristăm Duhul, să nu stingem Duhul, ci mereu să fim tot mai plini de Duhul Sfânt și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Și în felul acesta să arătăm că suntem copii ai lui Dumnezeu și mai mult că avem o nădejde care nu ne înșală. Aceea că vom fi moștenitori ai Împărăției împreună cu Domnul Iisus Hristos și că odată ne vom întâlni și vom sta la măreața masă împreună cu Cerul și cu Sfinții. Amin. Amin.